Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori se spune, omul care aduce performanța. Noi deja am văzut cât de important este încredere în sine, poi mai vedem ce înțelegem prin asta. Dar să vedem un moment cât de important este încredere în ceilalți, încrederea în relații, când e vorba de cuplu, când e vorba de prieteni, când e vorba de muncă. Acum două-trei zile, nu mă amintesc, mi se pare că am zis că în afaceri credibilitatea este tot și că este o firmă de calitate, un produs este de calitate când pur și simplu respecta angajamente. Deci nu e vorba de a face lucruri spectaculoase sau lucruri mici. Tot ce vrei de la un produs este să respecte ce a promis. Și în momentul în care nu-l face, nu este un produs de calitate, independent de cât de scump, de cât de minunat, de cât de bine arată. În relațiile, dacă asta e valabilă 100 de ori mai mult, pentru că la un moment dat, și avem exemplu, deja am spus chestia asta, dar mi repet, în momentul în care noi suntem înconjurați de oameni care ne scufundă în promisiuni de toate feluri, dar nu se țin de cuvânt, avem oameni de calitatea proastă, pe care nu ne putem baza. Și un om pe care nu te poți baza, nu este de niciun folos. Pentru că nu știi în orice moment când te vinde, când te tradează, când pur și simplu nu face treaba pe care o are promis. La un moment dat, oricine a avut o firmă, oricine a avut subordonați sau oricine a avut prietenii la care a cerut o favoare și știe care este senzația când omul, în loc de a veni cu rezultatul, vine cu scuze. Domnule, îmi pare rău, n-am putut pentru că. N-am reușit, nu a fost posibil, a intervenit ceva. Și situația este penibilă, și noi știm perfect că data următoare nu ne putem baza pe persoana respectivă. Eu nu știu ce să zic, e nume dau, nu reușesc să înțeleg de ce lumea nu înțelege cât de devastatoare este atitudinea asta când e vorba de noi. Noi de multe ori promitem la clienți, la prieteni, la parteneri, la în mii de situații anumite chestii și poi nu ne ținem de cuvânt, chiar dacă e vorba de lucruri mici. Când eu țin cursuri de vânzare, eu avertizez mereu chiar vânzătorilor să nu promită nimic, chiar la nivel personal. Dacă ai promis ceva, o jucărie mică că data viitoare aduci pentru copilul, tu poate ai uitat, dar clientul nu te spune nimic, că poate era o chestie banală. Dar ai stricat o relație pentru că nu ai fost de încredere. T-ai stricat reputație. Eu nu am soluție pentru tema asta, pentru că nu pot să schimb lumea. Singurul lucru, și într-adevăr, uneori e imposibil să respecti un angajament, dar în cazul ăsta trebuie să fii foarte, foarte, foarte precaut când iei un angajament. Eu, pentru că, în plus, ce am descoperit prin experiența mea, a fi înșelat, deliberat de la un oț, de la un pungaș, la un moment dat mă deranjează, dar nu așa de mult, pentru că a fost o problemă mea să mă bazez pe cineva care, de fapt, nu, era un om necinstit. Dar când te dai seama că lumea nu respectă cuvântul, nu am din lene, din nepasare, din faptul că pur și simplu a uitat sau avea altceva pe cap, într-adevăr, relația se strică. Deci, când e vorba de relații, gândiți-vă la voi cât de mult vă deranjează când ceilalți nu respectă angajamente. A începe de la a fi punctual. Dacă ai spus la 5, să fie la 5. Dacă ai spus la 10, dacă vii la 5 și 10, nu mai este 5. Dacă ai promis că dai un articol, că dai un produs, că faci un serviciu în ziua respectivă, dacă faci după o zi, cu toate scuzele pe care le poți găsi, nu mai ai respectat cuvântul. Deci, nu facem ca politicienii.
che se promite or c'è, ci può se face ce poate. Pentru che la nivel interpersonal, după parerea mea, este ceva absolut devastator. Faptul că toată lumea face așa, nu este o justificare. E, dacă le faceți reputația de oamenii care respectă angajamente, valoare voastră pe piață, în orice piață o sinteți, se va ridica la cer. O zi bună, ne vedem iar mâine cu alte ghinduri despre viața, succes, business, bani și mai vedem. O zi bună! Încă.